Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Din nou, foarte special, v-am spus că anul ăsta o să schimbăm puțin conținutul pe canal. Mă aflu în Statele Unite, în America, mai exact în orașul Ocean City, după cum puteți vedea oceanul în spate. E bine, poate vă întrebați ce naiba caut eu aici. Așa cum unii dintre voi știți, eu sunt student la București în anul 2. Există un program pentru studenți în care poți să vii în America, să muncești aici și să mai și vizitezi țara la finalul verii. Programul se numește Work and Travel. Există mai multe agenții în România care se ocupă cu asta. Ei practic îți găsesc cazare aici, îți găsesc un loc de muncă și se asigură că e totul bine, atât pentru tine când ajungi aici, dar și înainte să pleci aici cu toate documentele și toate actele necesare. Am aflat de acest program de la doi prieteni care au mai fost vara trecută aici. Le-a plăcut foarte mult, au și distrat, au făcut și bani și am zis că, băi, trebuie să vin și eu. E o experiență pe care trebuie să o încerci ca student și de asta mă aflu aici. Așa că vara asta videoclipurile de pe canal o să fie puțin diferite. Eu sper să vă placă, însă nu pot să filmez videoclipurile pe care le filmez eu în general, pentru că mai stau cu câțiva oameni în casă și mi-ar fi destul de greu. Haideți să vă spun puțin cum aplici pentru acest program. Practic trebuie să îți faci un cont online pe site-ul respective agenții cu care vrei să mergi. Îți vor cere niște documente pe care tu trebuie să le ai ca să fie totul în regulă înainte să pleci în America. Îți vor cere adeverință medicală, cazier, adeverință de student și multe alte acte pe care nu mi le mai aduc aminte. Însă un lucru e clar, ca să ajungi în America ai nevoie de o viză. Hey, yeah. Wanna be in my vlog? I come here. Spanish. You do videos in Spanish? Yeah. Okay. I do videos in Romania. I'm from Romania. Nice to meet you. What's your name? Melvin. Melvin. Nice to meet you, Melvin. Nice to meet you. Hey. What's your name on YouTube? On YouTube, Advice. Hey, yeah, give me a subscribe there. Or... După cum puteți vedea, oamenii sunt super de treabă aici. Găsești tot felul de oameni de peste tot. Yeah, man, thank you. Da, oamenii sunt super prietenoși aici, dar o să ajungem și la partea aia din videoclip. Ca să obții această viză trebuie să susții un interviu la Ambasada Americii din București. Interviul nu este deloc greu, te vor întreba câteva chestii de bază ca să vadă dacă poți să comunici în engleză. Pe mine, de exemplu, m-au întrebat unde muncesc, unde studiez și chestii de astea. Dar trebuie să vă spun că este destul de scump doar ca să ajungi aici. Eu am dat în total aproape 6.000 de euro. Plătești la agenție în jur de 2.000-2.500 de euro ca să-ți găsească cazare, să-ți găsească loc de muncă. Biletul de avion costă 900 de euro și pe lângă asta vei plăti în jur de 3000 de euro pe cazare. Trebuie să plătești cazare aici. O vei plăti doar pe 3 luni, deși tu poți să stai și 4. Deci este destul de scump pentru un student să ajungă aici, însă banii îi recuperezi de la locul de muncă. Agenția îți asigură un singur job aici, semnezi contractul înainte să pleci, contractul de muncă, însă majoritatea studenților care vin își mai caută un second job, adică un al doilea job, ca să facă mai mulți bani, să se întoarcă cu mai mulți bani acasă. După ce ai încărcat pe site toate actele de care ai nevoie, vei cumpăra biletul de avion. Eu am mers cu Lufthansa, este o companie germană. Am făcut o escală în Frankfurt de vreo 2 ore. Așa, cu avionul am făcut 12 ore. Este destul de mult, însă 3 sferturi din drum l-am dormit. Înainte să pleci, îți poți alege locația în care vrei să ajungi în America. Eu am ales Ocean City pentru că aici au venit și prietenii mei anul trecut și au vrut din nou să vină tot aici pentru că deja cunosc locația, cunosc treburile pe aici, cine este mai ușor. Însă poți alege să mergi chiar și în Los Angeles, dar am înțeles că acolo nu prea găsești joburi. Eu am aterizat pe aeroportul din Washington. De acolo am fost luați de către niște oameni care lucrează la agenția asta. Ei au sediu și aici în Ocean City. Am fost luați cu dubița de la aeroport și duși la cazare. Stăm într-o casă cu două etaje. Eu și prietenii mei stăm la parter. Însă mai sunt două etaje pline de români. Am nimerit numai cu români în casă, ceea ce poate fi destul de bine pentru că ne înțelegem mai bine. Și e destul de tare pentru că suntem chiar lângă plajă. Casa se află chiar lângă plajă. Când te trezești, ieși din casă, ieși pe terasă și te lovește briza mării. E destul de mișto chestia asta. În spate avem Oceanul Atlantic. Ocean City se află în statul Maryland, pe coasta de est. Gândește-te la orășelul ăsta ca la un fel de Mamaia de America. Chiar și boardwalk-ul ăsta, adică faleza pe care te plimbi, arată fix ca în Mamaia. Am observat asta din prima secundă când am ajuns. E un orășel destul de liniștit, se află mulți oameni aici care vin să se distreze, multe restaurante. Oh, come on, come on in. Do it. I'm from Romania. Romania? Yeah, yeah, yeah. Where are you from? Charleston, South Carolina. South Carolina. Okay. Do you know where Romania is? Yes. Where is it? Romania. Yeah. I'm gonna give you a little giggle, but that is the home of supposedly, you know, Vampires, Dracula. Right, Dracula. Romania is also famous for beautiful women.
So. Well, I have no doubt that you probably have found many beautiful women we in have. Romania. We do, yeah. But the good news is there's beautiful women everywhere. Yeah, of course, including yourself. Well, you're being kind, but I'm an old woman. It's here. Just a number. It's just a number. Listen, there's many young women here. Please come. What's your name? Claudia. Claudia. Oh, Eddie. Nice to meet you. Claudia. Nice to meet you. As well. Yeah. Hi to Romania. Hi. Hey. Da, din păcate, după ce a plecat Antia, am uitat să-mi pun la varie la locul ei și sunetul e foarte nașpa, așa că a trebuit să refilmez a doua parte a videoclipului. De asta sunt tuns și îmbrăcat altfel, așa că să continuăm cu ce vorbeam înainte. Să vorbim puțin de oameni, așa cum ați văzut-o pe femeia aceea. Oamenii se bagă în seamă cu tine din absolut nimic, pur și simplu vin la tine și încep să vorbească. Hai în vlog, colegii mei de casă. Sunt oameni din toate colțurile lumii, nu numai studenți, pur și simplu vin aici să se distreze. Studenții vin din mai multe țări, nu doar din România, pentru că mai multe țări au programul ăsta Work and Travel. Dar am observat că sunt foarte mulți români aici, adică sunt minoritatea cea mai răspândită alături de dominicani. Românii și dominicanii practic controlează orașul ăsta. În România și în Europa în general nu prea întâlnești oameni de genul care să ia la întrebări din neant așa. Pur și simplu acolo trec pe lângă tine și salut. Aici oamenii parcă sunt într-un mare colectiv. Dau house party-uri, se întâlnesc la restaurante, vorbesc în autobuz. A fost odată într-o seară, au băgat muzică în autobuz, ca să înțelegeți cum stă treaba aici. Însă am aflat că nu e așa în toată America, pur și simplu poate în zona asta oamenii sunt mai călduroși. De exemplu, am vorbit cu un băiat care e din Los Angeles și el mi-a spus că dacă faci asta acolo, oamenii te consideră nebun. Aici e un lucru normal să intri într-o conversație cu un străin pe stradă. Un alt lucru care mi se pare super mega tare este că oamenii de la biserică, cei care lucrează acolo, invită studenții străini să le dea mâncare, să le dea băuturi și chiar să se joace board games. Am fost odată într-o seară cu o prietenă la o biserică să ne jucăm Monopoly și să mâncăm prăjituri. Totul pe gratis. Acum să vă spun câteva și despre locul în care muncesc eu. Este vorba despre un restaurant, se numește Bluefish, însă mi se pare amuzant că, deși e cu specific japonez, oamenii care lucrează acolo sunt chinezi. Acolo lucrez 7 ore pe zi de la 4 la 11 seara. Titlul jobului este Bassa. Adică mai pe românește, debarasator. Eu debarasez mesele. Aici ospătăria este împărțită în două joburi. Serverul duce mâncarea și baserul ia farfuriile după ce oamenii au terminat de mâncat. Eu sunt baser. Sunt plătit cu $15 pe oră și ăsta e maximul pe care îl poate avea un student străin la semnarea contractului. Colectivul mi se pare foarte șmecher acolo, adică pe lângă bucătarii care sunt chinezi, mai am un jamaican care e tot baser, mai am doi americani care sunt serveri și doi români care lucrează în bucătărie. Acum să vorbim și puțin de bani. Adevărul e că cu banii pe care faci aici, ești bogat în România, dar sărac în America. Mâncarea aici e de vreo 4-5 ori mai scumpă decât în România. E adevărat, salariile sunt de vreo 3-4 ori mai mari, însă cu banii pe care fac eu de la restaurant, cu greu te poți întreține să plătești și chiria, să plătești și alte chestii cu care să supraviețuiești. Acestea fiind spuse, recomand să vii aici ca student, absolut. Îți poți face amintiri pe care nu le vei uita toată viața, poți cunoaște oameni, poți învăța lucruri, poți vizita orașe pe care nu le-ai vizitat și te poți și întoarce acasă cu niște bani. O să stau aici până la jumătatea lui octombrie. Voi munci până la finalul septembrie, iar ultimele două săptămâni avem timp să vizităm toate marile orașe ale Americii, Los Angeles, New York, Miami și multe altele, nu chiar multe altele, mai e și Las Vegas, cred că atâta vizităm. Așa cum am spus la începutul anului, voiam să schimb puțin conținutul de pe canal și asta mi se pare o oportunitate foarte bună, așa că rămâneți pe fază pentru că o să urmeze noi videoclipuri de aici din America. Eu sper că o să vă placă videoclipurile care vin, deci fiți pe fază și până data viitoare, nu uita, pune eu reușit. Nu rateu. Pa, pa.